aduce fericire pe copiii noștri, dacă i-am duce la acest târg, asta e clar. Da. Până atunci trebuie să lucrăm puțin la încrederea lor în sine. Taticul Dan Curciuru este alături de noi. Astăzi vom enumera 10 moduri în care putem să-i motivăm pe cei mici. Bine revenit. Salutare, dragilor, bine v-am regăsit. E un subiect greu, e un subiect cu care ne luptăm în fiecare zi. Cum îi facem pe copiii noștri să facă lucruri. Da, da, da. Nu, vreau să începem așa. Să... Fii atent, Dan. Situație. Vine copilul la tine. Poate ți s-a și întâmplat. Vine Sofia la tine și îți spune tati, eu nu sunt bună la... Și aici orice activitate, orice disciplină, orice. Nu ți se rupe sufletul când o auzi spunând cuvintele astea? Ba da. Asta înseamnă că n-ai suficientă încredere în sine. Iar noi, ca părinți, trebuie să le creștem încrederea în sine, în același timp să-i motivăm, da? Și despre asta discutăm azi foarte, foarte mult. În primul rând, hai să lămurim ce înseamnă motivația, da? Este acel impuls care ne îndeamnă să facem ceva, da? Ei, și avem motivația extrinsecă, adică din exterior. Da, e ușor, din exterior. Da, motivația motivația pe care noi o insuflăm copiilor și motivația intrinsecă, adică cea din interiorul nostru care ne face real să realizăm lucruri. Ei bine, asta aici trebuie să ajungem. Trebuie să ajungem la a-i convinge pe copii să facă lucrurile de la sine, da? Motivația extrinsecă în general nu funcționează pe termen lung pentru simplul fapt că implică tot felul de artificii, dacă vreți, recompense, pedepse. Da, există motivație pozitivă, există motivație negativă. Poți să trăiești viața așteptând să te motiveze cei din afară. Iată. Da? Câteva greșeli pe care noi părinții le facem față de copiii noștri ca să-i convingem să facă lucruri. Șantajul. Dacă nu faci aia, nu vei mai avea tableta. Da? Sau victimizarea la același capitol. Câte am făcut eu pentru tine, iar tu nu ești în stare nici măcar să-ți faci tema la mate. Simțim că avem aceste cuvinte în repertoriu. Nu vrei să-ți pui pantaloni singur? Exact. Promisiunea de cadouri. Iar dacă iei 10 pe linie, îți voi lua cel mai mare cadou asta posibil. Cred că e cel mai des întâlnită. Clar. Da, dar este o greșeală. De ce? Pentru că se poate întâmpla ca cel mic să dea totul, chiar să muncească real, să-l vezi că se străduiește, dar să apară niște lucruri care nu țin de el și atunci ce facem? Dacă iau un 9 din cele 10 note, nu-i mai luăm cadoul pentru că da, n-am încălcat promisiunea. Mai văd o problemă aici, dacă îmi permiți, Dan. Te rog. El trage tare și se chinuie și se dedică, dar din motivele greșite. La ce te referi exact la motivele adică greșite? Nu e normal să tragi la școală, de exemplu, să înveți pentru că vei primi un exact nou. Să câștigi bani. Trebuie să înțelegi la ce trebuie școala mai degrabă. Tocmai pentru că el va scădea, pe de o parte, calitatea învățatului, va vâna notele respective și pe termen lung nu va fi el mai deștept sau mai ordonat doar pentru că ei zis tu. Bani pentru note, iar suntem în aceeași zonă, da? Nu plătim copilul ca să ia note mari, nu plătim copilul ca să facă lucruri în casă, de exemplu, să-și facă el curățenie în camera lui. Nu. Adică trebuie nu să-și facă lucruri care țin, da, care țin de el. Da? Că mergea să-i dea un leu pentru fiecare punct și dacă ia 10, ia 10 lei. Dacă ia 5, da, dar nu face altceva lei decât să vâneze. Da? Da, notele face, respective. Uite, nu ajunge să facă lucrurile din bucurie și din conștiința de a învăța. A. De exemplu. Plus că poți fânta notele. Dezamăgit. Eu deschisesem un cont special pentru asta. Aveam o pușculiță. O altă mare greșeală pe care o facem este comparația cu un alt copil. Da? Asta, da. Noi spunem, îl întrebăm de ce Georgel a luat 10 iar al nostru a luat 8, crezând că îl vom motiva într-o astfel de competiție. Ei bine, de fapt, îi spunem copilului că nu ne pasă de el tot timpul, nu-l iubim suficient, nu-l iubim necondiționat. La asta mă refer. Indiferent. Nu, e al nostru, e copilul nostru, trebuie să-l iubim până în pânzele albe. Bun, ei, cum convingem, cum ajungem să facem copilul să simtă el, să aibă motivația internă. Și am 10 pași aici, repede, repede. Setează un scop. La ce mă refer aici? Dacă lui îi plac animalele și visează să se facă veterinar, medic veterinar, trebuie să învețe biologie.
că fără biologie n-are cum, de exemplu. Da? I-am dat copilului un scop prin care el să interiorizeze faptul că e bine să învețe biologie. Exemplul personal, din nou, dragii noștri părinți, dacă noi avem lucruri care ne plac, avem hobby-uri, îi ducem pe copiii noștri în zona aia. Cum ajunge un copil să țină cu Dinamo, de exemplu? Că ține tata cu Dinamo de mult. Bravo. Da. Asta e greșit, trebuie să aleagă copilul, că poate vrea să țină cu Steaua, că așa păi simte da, el, că îi place mai mult. Îți sesizez o problemă de... Deci Dani e dinamovist, am înțeles. Nu, din contră, dar nu despre asta este vorba. Tu ai zis-o, cum ajunge un copil să țină cu Dinamo, așa ai zis. Da, să mai aibă cineva, să mai aibă și Dinamo un fan. În fine. Deci Dani e pe ce se vede clar. Deci, bun, întoarcem la noastre. Dezvoltarea aptitudinilor. Căutați când sunt mici, să vedeți unde copiii sunt cu adevărat talentați, da? Și insistați pe lucrul ăsta. De exemplu, dacă al vostru copil învață foarte ușor o limbă străină, mergeți în această zonă și lăsați-l să ducă în tabere, încurajați-l, da? Dați-i cărți în limba străină respectivă. Dacă îi place fotbalul, la fel, încurajați-l, dar trebuie să înțeleagă că este vorba de foarte dacă multă muncă. Să conducă mașină. Indicii ascunse. Vrei să se apuce de cântat sau la un instrument? Lasă-i într-un colț. Cântă tu, joacă-te tu, atrage-l cu chestia asta. Vrei să citească? Da. Lasă-i niște cărți interesante la îndemână. I-am lăsat, da? Da. Hai să fii atent. Facem experimentul ăsta acasă la tine. Închide tot ce înseamnă ecrane, gadgeturi. Ia tu o carte în mână și vezi ce se întâmplă după 15 minute cu copilul tău. Vine lângă tine pe canapea? Da, dar ca cu să spun că sunt cel mai plictisitor părinte din lume, cel mai probabil. Azi, mâine! Da, înțeleg ce vrei să zici. Exemplu, cred că ai șanse mai degrabă să reușești decât să... Degeaba îi zic, du-te și citește dacă eu stau la televizor. Exact. Bun. Indiciile ascunse implică-l în decizii. Lăsați-i să ia decizii pentru independență și încredere în sine, ca după aia să facă lucrurile singuri, da? De la îmbrăcat până la când să-și facă temele în decursul la 2 ore, să zicem, da? A ajuns acasă de la școală, vrea să se joace, ok, poți să te joci acum, dar nu uita că până la masă trebuie ca temele să fie calculează făcute, tu. Da? Repede, repede, fii mereu în preajmă. Uneori are poate doar nevoie de un impuls. Poate că nu știe să facă un exercițiu, da? Și se leagă după aia și de de mai jos. Nu știe să facă un exercițiu, da? Și are doar nevoie de un mic impuls în care tu să-l ghidezi. Nu să-i rezolvi tema, ci doar să-i dai undița ca să-l înveți să pescuiască. Da? Motivația colectivă și familială, de exemplu, la sporturile de echipă. E foarte fain să-i spui copilului, luptă pentru echipa ta, pentru a câștiga echipa ta, niciodată că luptă ca să nu-i dezamăgești pe alții. Pentru că nu e vina lui dacă... pe pozitiv. Dacă, exact, mergem pe pozitiv. Iar familială, hai împreună, hai să facem lucrurile împreună și ușor, ușor va reuși să le facă și singur. Recompense neașteptate, foarte simplu. Chiar dacă a luat o notă proastă, dacă ați văzut că cel mic a dat totul, strângeți-l în brațe și spuneți-i că nu este o tragedie, deși el se aștepta probabil ca voi să țipați la el. Și alege sarcinile potrivite. Atenție aici ce sarcinii dați. Dacă este prea ușor pentru el, se va plictisi și nu-i va conveni. Dacă este prea greu, la fel, va stârni tot felul de sentimente contradictorii în interior. Și nu în ultimul rând, băi, oameni buni, dacă am reușit odată, ce sentimente trăim? Da? Succesul în sine te motivează. Asta ține de motivație intrinsecă. Succesul în sine îți arată că poți să o faci și a doua oară și ai niște sentimente minunate. Deci trebuie să învățăm să marcăm momentele astea ca atare, da, să ne bucurăm da, de ele. Da. Și să le scoatem în evidență. De foarte multe ori avem tendința să zicem, da, foarte bine, am luat un 10, dar cu un 10 nu se face primăvară. Bucură-te de 10-le ăla. Bucură-te. Ce-ai simțit când ai luat 10-le ăla? Ce-ai simțit când ai luat locul întâi la nu știu ce concurs? Ți-a plăcut? Mai vrei? Dacă vrei să ajungi și la europene? Da. Tătănăm. Uite, poți ajunge asta, vizualizăm, iată, dar muncești. Echipa României. Exact. Mamă, după atâția ani de suferință. Da. Erau dinamoviști acolo? Sunt. Dan, hai în curte. Ai timp acum? La ai formal? Timp acum? Hai că eu am timp. Să știi că sunt campion mondial
la fotbal cu Naționala Artiștilor Fotbaliști. Felicitări, deci, deci, atenție, bravo, cu cine te... Bravo! Cu cine mulțumim te frumos, joci. Dan! Mulțumesc și eu, ne vedem marțea viitoare. V-am salutat cu drag! Da!